emoții mari ieri în sala sporturilor Romeo Iamandi. Gloria s-a impus cu 25-24 după un meci pe muchie de cuțit cu HC Zalău. De altfel, se anunța un meci de luptă, dar și un duel tactic la mare înălțime între doi veterani ai handbalului românesc, Dumitru Mușii și Gheorghe Tadici. Fetele de la Gloria, echipă lipsită de aportul Nataliei Viniucova și a Cristinei Nan, ambele cu întorse, au fost actrițele principale în thrillerul cu Zalăul. Meciul s-a decis în ultimele minute spre încântarea celor peste 1300 de spectatori prezenți la meci. Pe viață și pe moarte. Ne așteptăm, toate meciurile sunt grele, liga s-a echilibrat, a dispărut clasamentul valoric dinainte de începerea campionatului, în care unele din echipe erau condamnate și altele favorite. E adevărat că s-a nivelat spre în jos, dar mă rog, nu e treaba noastră. Ne așteptam să fie un meci greu, dar la o echipă muncitoare, luptătoare, o echipă care nu cedează, cu jucătoare cu experiență competițională mare și ceea ce e foarte important, și-au păstrat același nucleu, cu un plus de omogenitate. Am avut niște probleme care ne-au afectat efectivul și structura jocului. Cristina Nan e întorsă, Natalia Vinicova ieri a făcut și ea e întorsă, dar una peste alta eu sunt mulțumit de modul în care fetele și-au dorit, au putut și au și reușit în final. Printre remarcatele partide a fost Carmen Stoleru, debutantă la Gloria în meciul de ieri. Fosta lideră a celor de la Roman a fost una dintre cele mai bune apărătoare ale echipei buzoiene. E primul meci pe care îl joc la Buzău, aici, alături de public, un public minunat. Și mi-am dorit să ajut echipa până la finalul meciului cât am putut de bine. Am vrut să le invoc și lor această putere care o am eu în apărare, mai ales. Și sper că am reușit. La finele meciului, fetele au fost aplaudate în picioare de cei peste 1300 de buzoieni prezenți în sală. De remarcat asistența ridicată în contextul în care partida a fost programată la ora 17. Grație victoriei de ieri, Gloria acumulează 16 puncte și ocupă un onorant loc 6 în Liga Florilor.